Alegerile care vor avea loc în curând în țara noastră vor fi desfășurate după un sistem nou pentru Republica Moldova, sistemul mixt. Alegătorii vor avea două buletine de vot, ceea ce ține de alegerile parlamentare și va trebui să voteze pe circumscripția națională și pe cea uninominală. Cert este că nu toți cetățenii cunosc ce ar însemna și care este diferența între ele. Astfel, despre faptul acesta a vorbit președintele Consiliului Electoral pe circumscripție numărul 6 Drochia, Olga Spânu. Ce înseamnă circumscripție uninominală? Circumscripția uninominală are în vedere deputatul care este ales personal de către alegători, nu pe linii de partid, dar persoana în cauză. Circumscripția națională, acolo se alege pe linii de partid. Ce aș vrea să vă menționez, candidatul care va avea cele mai multe voturi va fi ales din primul tur. A doilea tur nu va fi, din motivul că, conform legii, el este ales cu majoritatea voturilor din cei prezenți la urnă. Dacă schimbări sunt în ceea ce ține desfășurarea alegerilor, atunci pe circumscripția numărul 6, Drochia, nu s-a schimbat amplasarea secțiilor de votare. Secțiile de votare, majoritatea sunt amplasate în licee, în școli primari, în case de cultură. Mari schimbări de la scrutinile precedente nu sunt. Dacă vor fi schimbări, vor fi anunțat public. Persoanele care vor fi plasați la instituțiile medicale din țară, de asemenea, vor avea posibilitatea să-și exprime votul la data de 24 februarie. Cetățenii care se vor afla la tratament vor fi incluși într-o listă suplimentară care va fi întocmită de conducătorul acestei instituții. Dacă persoanele care se vor afla la tratament la momentul aflării vor avea domiciliu sau reședință, vor vota atât pentru circumscripția națională cât și referendum, atât și pentru circumscripția uninominală. Persoanele care nu vor avea domiciliu sau reședință în localitatea dată vor avea posibilitatea să voteze numai pe circumscripția națională și referendum consultativ. Dacă persoana va fi în posibilitate de deplasare, se va deplasa la secția de votare care se va afla în incinta Centrului Medicilor de Familie Nicolae Testimițanu. Dar dacă persoana nu va fi capabilă să se deplaseze, s-a apropia urna mobilă, un membru a biroului, însoțit de observatori, de... În orașul Drochia funcționează școala profesională numărul 23 și colegiul de studii integrate, care sunt frecventate de elevii din raionul Drochia, cât și din alte raioane. Acest lucru, de asemenea, a fost pus la punct printr-o decizie aprobată la 15 ianuarie 2019 de către Comisia Electorală Centrală. Dacă studentul are domiciliu sau reședință, va vota după reședință. De asemenea, pentru circumscripția uninominală, referendum și pentru circumscripția națională. Dacă studentul nu are viză de reședință și nu are domiciliu, va vota numai pentru circumscripția națională și referendum consultativ, însă trebuie să depună declarații propriei răspundere că va vota o singură dată, trebuie să prezinte buletinul de identitate și carnetul de student a instituției care se află pe circumscripția dată. În scrutinul electoral din 24 februarie, cetățenii din întreaga țară vor vota după sistemul electoral mixt. Specificul acestui sistem este alegerea deputaților atât din raion, cât și din partea partidelor. Cetățenii care în această zi se vor afla în deplasare pot vota în baza certificatului cu drept de vot la locul aflării. Fiecare alegător va primi 4 buletine de vot, 2 pentru alegeri parlamentare, celelalte 2 pentru referendum republican. Victoria Conea, Roman Bulgaru, TV Drochia.